Comisia pentru situații excepționale a aprobat noi curse charter pentru repatrierea celor de peste hotare. În perioada 13-18 aprilie la Chișinău vor ajunge avioane cu moldoveni de la Roma, Amsterdam, Veneția, Paris, Londra și Berlin. De la închiderea frontierelor ca urmare a instituirii stării de urgență, peste 8.000 de conaționale au revenit din străinătate, atât pe cale aeriană cât și terestră. Președintele Igor Dodon își exprimă regretul că pandemia de COVID-19 a creat disensiuni între moldovenii din țară și cei de peste hotare și îi îndeamnă pe toți să fie uniți în această perioadă dificilă. Stimați concetățeni, vă rog foarte mult, lăsați aceste divizări. Vă rog foarte, foarte mult, toți sunt rudii de noastră. Toți sunt de noi, cei care sunt acasă și cei care sunt afară țării. La mine cumnatul e în Moscova, locuiește acolo și lucrează acolo. Iar mai mulți verișori care sunt din Sadova sunt Italia, în Padova și în alte regiuni din Italia. Toți avem rude și în afară țării. Haideți să lăsăm ura aceasta care a apărut în ultimul timp. Noi toți suntem cetățenii Republicii Moldova. Moldovenii din străinătate care vor să revină acasă cu curse charter trebuie să se înscrie în listele de așteptare disponibile pe paginile web ale misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova.